Comisia pentru situații excepționale a decis ieri ca agenții economici să deconecteze iluminatul decorativ și publicitar în afara orelor de muncă. Excepție fac doar companiile care activează 24 din 24 de ore. Unele firme au pus în aplicare decizia Comisiei chiar de aseară, alții însă mai ezită. Chiar dacă decizia Comisiei pentru situații excepționale a intrat în vigoare astăzi, se pare că unii agenți economici nu cunosc despre ea sau nu vor să se conformeze. Mă aflu pe strada Florilor din Chișinău, iar pe această stradă mai mulți agenți economici nu au deconectat iluminatul decorativ, chiar dacă nu mai activează la această oră. Este trecut de 11 noapte, mă aflu pe bulevardul Moscovei din Chișinău și am venit să vedem dacă agenții economici se conformează noilor decizii luate de Comisia pentru situații excepționale. După cum puteți vedea în spatele meu, doar câteva dintre companii s-au conformat și au deconectat iluminatul decorativ. Agenții economici mai sunt obligați să oprească dimineața și seara scările rulante din moluri. Astăzi, la primele ore, am mers în câteva centre comerciale, iar scările funcționau. Municipalitatea a fost îndemnată să deconecteze și havuzurile, lucru care s-a și întâmplat. Autoritățile cheamă toți locuitorii Republicii Moldova să economisească energia electrică. Între orele 7:11 și 18:23 există riscul deconectărilor de curent, iar din acest motiv nu se recomandă folosirea ascensoarelor. Căldura o stingem pe parcursul nopții, 19-20 de grade în casă, în apartament. Întrerupem absolut toată energia pe timpul zilei, la televizor nu prea îl privim. Eu fiind cu copilul, mie mai complicat, dar da, sunt de acord, total de acord. Un pic de mișcare nu strică pe scări. Toată lumea cred că economisește acum în condițiile astea. La timp stingem becurile. Nu punem căminul, să ne încălzăm că afară e frig, atâta. Alte, care sunt alte posibilități? Eu nu văd alte. Că ne folosim de frigider, ne trebuie, lumina ne trebuie. Eu așa am înțeles ieri, că s-au propus unele măsuri, dar încă nu s-au spus exact când o să fie, de când intră în vigoare măsurile astea. Electrocasnicele, nu le folosim pe toate. Toată lumea acum trebuie să se mobilizeze și să înțeleagă că ca și în familie și în țară sunt momente dificile și trebuie să le depășim și atât. Ne-au informat, dar la noi casa e cu 16 etaje, sunt mult bătrâni și astea, eu nu văd cum ei or să coboare și or să asta.